Discutăm cu Nicușor Dan, fost președinte USR sau cum să vă prezint? Fost președinte USR. Demisia din USR este definitivă și irevocabilă, domnule Dan, cum s-ar zice în justiție? În momentul ăsta e așa produs efectele. Cui ați înaintat? În sensul că am înaintat-o filialei locale a sectorului 6 și biroul local a luat cunoștință de ea. Rămân disponibil pentru USR dacă își reconsideră decizia pe care a luat-o, a spus săptămâna trecută după demisie. Ce ar trebui să facă partidul pentru ca dumneavoastră să reveniți? Aici a fost o decizie, n-a fost o simplă decizie, a fost o poziționare ideologică, interpretarea mea. Adică partidul ăsta, așa cum a pornit, a pornit ca un partid umbrelă, în care s-au regăsit și progresiști și conservatori, bineînțeles, sub o umbrelă de partid pro-european pe foarte multe din valorile care ne unesc, cu mici contradicții, de exemplu, la definiția familiei, da? Progresiști versus conservatori. Prin această decizie, partidul se plasează ca partid progresist. Deci este o limitare a publicului către care el se adresează. Deci a fost o decizie a Biroului Național care s-a poziționat în felul ăsta. Așa, și? Decizia asta, în opinia mea, este greșită din trei puncte mari de vedere. Primul dintre ele este că duce dezbaterea publică către o temă nesănătoasă, adică tradiție versus să zicem modernism progresism. Și pentru România are riscul să facă aceasta tema principală a dezbaterii publice. Adică nu cine fură versus cine nu fură, ci cine apără tradițiile față de elemente progresiste. Și în peisajul ăsta, USR-ul, care fusese până acum în opoziție cu partidele vechi, partidul anticorupție prin excelență și partidul care apără statul de drept, va deveni, tocmai pentru că tema importantă pentru public și USR-ul ajută să fie, USR-ul va deveni partidul drepturilor minorităților, ca să spunem așa. Așa va fi el catalogat. Bun, asta credeți dumneavoastră. Partidul însă, printr-un vot, într-un for de conducere, a decis altceva. Fără îndoială. Și vă întreb așa, când partidul ia o decizie contrară viziunii liderului, liderul amenință cu demisia și chiar o face. Nu vi se pare că e un mod incorrect de a pune problema? O formă de șantaj asupra USR? Aici trebuie, pentru ca să vă răspund la întrebarea asta, trebuie să ne întoarcem la cum s-a construit USB-ul și mai apoi USR-ul. Pentru că a fost, din păcate, din viteză, nu am formalizat chestiunea asta, da. Dar a fost o înțelegere verbală pe care am exprimat-o inclusiv la congrese ale USB-ului, în care am spus că există aceste teme foarte puține, intime, pe care partidul nu se pronunță, tocmai pentru că nu face din membrii săi o categorie întâi, o categorie a doua. Deci asta este, vine din istoria USB-ului, USR-ului. Cum am spus, din viteză n-am făcut mai multe lucruri, printre care să trecem explicit lucrul ăsta în statut. Eu am garantat pentru oameni care au venit la mine și au văzut că există o majoritate progresistă în partidul ăsta, am garantat pentru ei că există loc pentru ei în partidul ăsta, atâta timp cât... Cui ați garantat, mai exact, și numele cui? Adică ați garantat cu titlul personal sau v-a mandatat partidul să garantați? Era o vreme în care relațiile astea nu erau foarte bine definite. Era momentul de efervescență. Eu le-am garantat cu titlul personal, da. De asta și demisia e cu titlul personal. Am spus, e loc pentru voi în partidul ăsta. Și nu e cam puțin lucru, domnule Dan, să demisionați de la atâta lucru?
și anume că n-ați reușit să vă respectați o promisiune care evident nu putea fi respectată, din moment ce în interiorul partidului dumneavoastră găzduiți oameni cu viziuni atât de diferite, progresiști, conservatori, de stânga, de dreapta. Cum să le garantați că partidul nu va lua la un moment dat o decizie contrară viziunilor? Repet, a fost un lucru pe care eu l-am considerat subînțeles și pe care a apărut în foarte multe discuții. În momentele în care eu mergeam prin țară și spuneam cum va fi USR-ul, spuneam inclusiv lucrul ăsta. Da. Ce anume? Faptul că în acest partid, sub umbrela valorilor europene, e loc și pentru progresiști și pentru conservatori. Sigur că e loc, dar dacă partidul ia o decizie statutară, prin vot, majoritar, ar fi bine ca această decizie să fie respectată, mă gândesc. Nu. Există niște chestiuni pe care partidul poate și va lua USR-ul în orice formă, va continua de acum încolo, va lua decizii. Va lua decizii pe taxe, va lua decizii pe orice fel de subiect, pe locuințe sociale, pe porturi, pe tot ce vezi dumneavoastră. Aceasta însă, și am anticipat de la început, este o chestiune care pentru persoană este sensibilă. Pentru societate nu este o temă. Suntem cu toții de acord. Pentru persoană este sensibilă. Da? Tot ce ține de familie, de religie, sunt chestiuni sensibile. În momentul în care nu poți să activezi într-un partid care are o poziție oficială, care e în contradicție cu chestiunile tale intime. Asta este crezul pe care l-am avut când am cerut oamenilor să se înscrie în partidul ăsta. Ăsta este, și mă întorc la ce am spus mai devreme, pe noi ne-au votat și progresiști și conservatori. Da? Dacă, dar nu o să-i puteți împăca pe toți niciodată. Da, da, dar faptul că noi suntem azi în Parlament se datorează și unora și altora. Nu putem să venim acum să spunem noi am devenit brusc un partid progresist când în campania electorală am spus că e loc și pentru nici pentru alții. O să revenim la discuția asta că e importantă. S-ar putea să fie nevoie de acum încolo de o clarificare ideologică pe care ați tot refuzat-o. Și țineți minte că am discutat de atâtea ori, chiar în campaniile electorale, când îmi spuneați, nu putem face acum clarificarea ideologică, pentru că suntem în campanie, asta vine după aia. Păi, iată că a trecut campania, n-ați făcut clarificarea ideologică și vă loviți de niște probleme inerente. Era evident că ajungeți aici, pentru că toate temele mari de societate presupun o opțiune. Între dreapta și stânga, între progresiști și conservatori. Și asta e doar una dintre ele. Vor mai urma și altele. Da. Programul cu care eu am candidat la congresul de acum 3 săptămâni s-a referit la această chestiune. Da. În discursul meu m-am referit explicit la faptul că în USR trebuie să fie loc și pentru progresiști și pentru conservatori, care deja lucraseră împreună pe legi civile, ca să le spunem așa. Și pe de altă parte am spus că peste un an și jumătate acest partid va avea un program complet. Și în baza programului complet, care ține seama de date concrete pe care, să o spunem foarte onest, în momentul ăsta nu le avem, în baza acestui program putem să definim ceea ce suntem. Deci am fi avut nevoie doar de puțin timp pentru ca lumea să înceapă să înțeleagă cine suntem. Cu atât mai mult era, iată, o bună ocazie să începe să vă clarificați ideologii, chiar dacă sunt de acord cu dumneavoastră aici. Tema e sensibilă, nu e ușor de tranșat, mai ales dacă vrei să fii un partid politic în România, nu în altă parte, unde tema e sensibilă și generează multe pasiuni. Nu, dar eu sunt adeptul pragmatismului. Dacă noi am fi început USB-USR cu o dezbatere doctrinară, vă spun că cred că în premieră prin anii 2000 am fost într-un grup care vrea să facă un partid politic. Da. În ce grup? Era o asociație ATAC, mai era o asociație care era a studenților de la științe politice, ne-am întâlnit odată, în fine, a fost o chestiune de tinerețe, așa. Primul lucru peste care nu o să treci niciodată este doctrina. Adică ar fi fost așa de multe discuții despre
cine suntem noi cu adevărat, că n-am făcut niciodată în mod pragmatic partidul ăsta. N-am fi trecut prin alegeri, n-am fi obținut locuri în consilii și în Parlament. Revenind însă la demisie, e ceva ce n-am clarificat, a spus că ați trimis demisia dumneavoastră când? Ieri? Astăzi? Pe 1 iunie. Ați transmis-o efectiv pe 1 iunie cui? Organului competent care doar să ia act de ea. Așa. Biroul local al filialei sector 6. 6. Și dacă sectorul 6 a luat act de ea. Mm-hmm. Okay. Și mai departe, ce trebuie să întâmple? Ca demisia să fie efectivă? Ea există. Efectivă. Dar e revocabilă? Adică puteți reveni asupra ei? Eu pot, ca orice om din țara asta, să fac o cerere de reînscriere în USR. Și în ce condiții faceți asta? Așa cum am spus la conferința de presă de pe 1 iunie, în condițiile în care partidul redevine un partid mixt, în care nu există clar, o prevalență între, haideți să vedem următorul între pas. Progresiști ce și conservatori. Ce ar trebui să se întâmple mai departe? Păi, până una alta este pe 17 iunie convocat un comitet politic, care este organismul superior. Așa. Deci el este organismul dintre Congres și Biroul Național. Iar acest Consiliu Politic, nu, așa îi spune, ar trebui să decidă dacă validează votul biroului politic pe tema referendumului sau nu. Da, inclusiv să spună dacă Biroul Național a avut competența să se pronunțe pe subiectul ăsta. A, trebuie să fie și competent Biroul Național, adică există nu o împărțire de atribuții orice. Între Biroul Național și Comitetul Politic. Bun, și dacă acest comitet, Consiliu Politic decide că USR nu se pronunță pe tema referendumului ce privește familia tradițională, inițiat de Coaliția pentru Familie, reveniți în USR? Revin, oricum va fi un congres. Deci decizia finală o să ia congresul. Congresul USR. Când va fi? O să fie stabilit la acest comitet politic de pe 17 iunie. Comitet sau Consiliu Politic? Le cam încurc terminologia asta. Este Biroul Național și Comitet Politic. Așa. Și după aceea congres. Și după aceea. Bun, deci dumneavoastră vă așteptați ca pe 17 iunie să se răstoarne votul din Biroul Politic. Asta așteptați. Eu am această speranță, dar este o decizie pe care trebuie să o ia un for reprezentativ al USR-ului și dacă decizia va fi altfel decât cred eu că ar trebui să fie, da. Nu e nicio supărare. Adică acest proiect trebuie să meargă în direcția pe care majoritatea oamenilor lui o vor. Iarăși, tot fără nicio supărare, vă întreb, nu e o formă de șantaj politic, nu de altă natură? Dacă nu decideți așa, eu, liderul vostru, rămân pe margine, în afara partidului și descurcați-vă. Nu o văd în felul ăsta. Este o adică decizie dacă nu individuală. Cum vreau eu, rămâneți fără lider. Asta îi spuneți partidului în clipa de față. Este o decizie pe care orice membru din partidul ăsta poate să o ia. Sub presiunea uriașă pe care o pune demisia dumneavoastră, care, uite, spuneți că a devenit efectivă. Nu. Vreau să spun că dacă un om s-a înscris într-un partid care se vedea a fi progresiști și conservatori la oaltă și partidul ăsta devine la un moment dat progresist, orice om din partidul ăsta are dreptul să rămână în direcția în care el a mers la început. Asta e tot. Și cu Dacian Cioloș, dacă îmi amintesc bine, ați procedat aproximativ la fel. Deloc. Erați în minoritate deloc. Și ați impus o decizie. Nu, deloc. Adică? Deloc. Am apărut la dumneavoastră și în multe alte locuri și am spus, sunt membru al acestui partid. Și ați mai spus ceva. Sunt în minoritate. Sunt în acea minoritate. Partid, sunt în minoritate. Care consideră că venirea lui Dacian Cioloș nu am este bună din cauza unor principii pe care noi le-am reclamat. Dar am spus că mă supun deciziei majorității. Și de ce nu faceți și acum la fel? Pentru că e o chestiune de onoare. Cum am spus, este un partid care a pornit pe niște promisiuni pe care acum le încalc. Dar, repet, în cazul Cioloș a fost o chestiune de opțiune politică. Da? Eu am considerat că nu e oportun. Majoritatea a considerat că e oportun. Am ieșit public ca reprezentant al partidului și am spus că majoritatea are dreptate. Până la urmă v-ați impus punctul de vedere.
Nu. Este o decizie individuală pe care domnul Cioloș trebuie să o ia. Consider, continu să spun că nu a existat o decizie de a-i se interzice accesul USR.